Bun găsit, la mulți ani! Astăzi vă prezentăm o retrospectivă a edițiilor de anul trecut. A fost un an complicat, un an greu, un an care ne-a radicalizat, care ne-a așezat în tabere aparent ireconciliabile, un an care a divizat societatea românească. Iar știrile false și dezinformarea au contribuit din plin la această divizare. Dacă pentru pandemie s-a descoperit, să sperăm, un antidot, vaccinul, pentru infodemie el ne-a fost întotdeauna la îndemână. Adevăr. Fiți atenți ce spune el. Dacă procedăm bine și facem o treabă foarte bună pentru a crea noul vaccin, lumea ar putea fi depopulată într-un procent de 10-15%. Adică să moară câteva sute de milioane sau aproape un miliard. This is the greatest risk of a huge tragedy. This is the most likely thing by far to kill over 10 million excess people in a year. Cum s-a ajuns la Bill Gates? Dincolo de faptul că îndeplinește toate criteriile posibile, de ce el? Pică pe un alt narativ foarte util. El a investit foarte mult în partea lui de filantropie prin fundație în dezvoltarea de vaccinuri și a fost foarte preocupat în ultimii ani de posibilitatea unei izbucniri unei pandemii. Așa cum îi atrăgeau și lui atenția mulți experți. Ori acum, odată ce a venit pandemia, lumea se uită înapoi la declarațiile lui și spunea, uite, știa. Conspirația pandemiei, fiind în zona noastră, una cu istorie veche. Uniunea Sovietică a avut foarte multe narrative, a avut programe derulate prin KGB, finanțate generos în anii 80, deci înainte de internet, plantând-o în presa globală, prin lumea treia, de unde s-a rostogolit și a ajuns și în presa americană, că americanii au inventat în laboratoare virusul HIV, vă amintiți? Sunt mărturile unor persoane primite de noi în redacție și aș vrea să le citesc despre aceste dezvoluiri prin faptul că mai multe spitale, trei spuneam eu în această dimineață cunoscute din România, au oferit bani aparținătorilor celor care au murit în spitale pentru a se trece în certificatele constatatoare ale decesului cauza COVID-19, chiar dacă au murit din alte cauze, cum ar fi infarct. Problema e în felul următor. De exemplu, să știe că COVID-ul a fost cercetat și produs în laborator. Încă de pe timpul lui Obama sau din bani publici a fost produs COVID-ul. Mă rog, nu era definitivat și că, din anumite motive, s-a mutat în China. Există un test foarte simplu pentru toți acești oameni, pentru negaționiști, pentru antivaxeri și așa mai departe, încât să-i primim la masa conversației. Testul spune așa. Folosim cuvinte simple, explicăm diferența dintre un virus și o bacterie. Dacă adevărul devine o funcție de majoritate, aia nu se mai cheamă democrație. Ți-aduc aminte că pentru câteva mii de ani pământul era plat? În două luni de zile cât am fost obligați arestați în casă, noaptea s-au instalat antene 5G în București. La mănăstirea Cașin, aici în apropiere, e instalată antenă 5G. Deci s-au instalat antene 5G și aceasta Cașin, Wuhan în China, este cauza principală a morbidității. Scopul tuturor celor din afară este ca voința omului să fie îngrădită, omul să fie îndobitocit. Gates nici nu a avut precauția să-și camufleze numele, pentru că știi că Gates începe cu G și sunt 5 litere, deci 5G. Vaccinul vine dotat cu nanochip. Când suntem injectați cu vaccinul, primim nanocipul. Nanocipul ne transformă în niște receptori ai unor semnale care vin prin 5G. Calea prin care noi vom fi controlați. Practic ne transformăm în niște roboței. This is just one of over a dozen fires targeting 5G towers in the Netherlands. And the country isn't alone. Cyprus, Belgium and Ireland among those home to conspiracy theorists who believe 5G may have some connection to COVID-19. The UK has reported around 50 fires targeting towers and other 5G equipment. Faptul că ader la o asemenea echipă care susține o chestie aberantă, cum este cea cu pământul plat,
mă face pe mine să am un alt statut. Sunt un simplu cetățean care face ordine la o popicărie. Dar seara mă întâlnesc la o conferință și sunt televiziuni și vorbesc cu îndrăzneală în fața unei camere de la vederi despre convingerea mea că pământul este plat pentru că așa spune Biblia. Deci nu veniți acum cu prostii și cu că oamenii au pășit pe lună. Fals. Sunt făcături de Hollywood alea, toate sunt făcute în spate. N-a fost nimeni vreodată în spațiu pentru că nu există. Dezvăluiri incendiare în exclusivitate despre banii pe care rudele morților i-ar fi primit de la spitale celebre ca să semneze în alb că victimele aveau coronavirus. La mijloc e o întreagă afacere. Acolo am ieșit chiar și am explicat că știrea este falsă. Dar cine a încercat să pună această știre și să arate că sunt mii de cadavre, zeci de cadavre în tiruri, vă dați seama că n-a vrut decât să inducă populația în eroare și să creeze panică. Ce aparat este? Are aviz meteorologic. De unde a achiziționat? Nu știu ce faceți cu aparatul. Poate o radiați pe doamnă. Să nu uităm și orchestrarea situației în fața unui magazin cu luarea temperaturii, care s-a dovedit că a fost orchestrată cu regizor, cu tot și cu cameraman profesionist care a filmat. Deci astea au fost manifestări de creare a fake news-ului. Deci și de a arăta oamenilor că ceva nu e ok, dar nu s-au așteptat ca să fie observați totuși că totul era orchestrat. Fiecare dintre noi are dreptul să se exprime liber, fiecare dintre noi are dreptul să fie prost. Nimeni nu poate fi condamnat pentru asta. Dar dreptul la diseminarea prostiilor nu există. Sunt oameni care sunt nemulțumiți, care au nemulțumiri și ale căror idei, a căror frustrări capătă un sens în momentul în care descoperă această conspirație, ei cred în existența acestor conspirații, ei cred că lumea este condusă de un guvern mondial, că acest guvern mondial încearcă să folosească această pandemie pentru a prelua controlul asupra societății și de a se împotrivi democrației. Revin, teoria noii ordini mondiale nu e nouă. Ea este adaptată acum. Oamenii aceștia, fără să-și dea seama, ba unii își dau seama, unii care o propagă, preiau ideile din urmă cu 30 de ani, care idei din urmă cu 30 de ani, de fapt, erau de găsit și în urmă cu mai bine de 100 de ani, când protocoalele înțelepților Sionului erau elaborate de o hrană țaristă, că avem o problemă endemică în Rusia. Din Rusia pleacă majoritatea teoriilor conspirației care sunt menite să blocheze ce? Să blocheze occidentalizarea. Cred că ar trebui să vină toată țara în București pentru că suntem în pragul unei dictaturi. În momentul ăsta în România se votează o lege care dă aparatului de stat o putere de coerciție, de ridicare a oamenilor din case pentru un denunț de strănuț, de exemplu. Believe that they have silenced America. They believe they've censored America. They believe they've intimidated us with their sign of slavery, these masks. All they've done is summon the sleeping giant. And these masks that are being brought to us by Fauci, who is a Jesuit from the Catholic Church, who takes orders from the Vatican, wants to kill people and depopulate the earth, but they put a mask on that and they say, oh, there's a coronavirus. Every single one of you have a smirk behind that little mask, but every single one of you are going to get punished by God. You cannot escape God. You cannot escape God. I'm gonna say that again. You cannot escape God. Cred că cea mai perfidă teoria conspirației este faptul că virusul nu există. Este cea mai perfidă tocmai pentru că, pornind de la o asemenea teorie, înseamnă că totul, absolut tot ce se întâmplă
în jurul acestei pandemii, toate măsurile adoptate de guverne sunt nejustificate. Și până la urmă, da, asta înseamnă zădărnicirea combaterii epidemiei. În lumea adevărului nu există democrație. În sensul în care acolo nu se votează și în urma unui vot se ajunge la adevăr, la fapte, la realitate. Nu. Acolo lucrurile trebuie să fie validate. Și dacă un om validează ceea ce 99% neagă, asta nu înseamnă că ei au dreptate, că sunt mai mulți. Nu. În vara anului 2003, o echipă specială din cadrul Departamentului Zero al Serviciului Român de Informații a făcut o descoperire monumentală în Munții Bucegi, care ar putea schimba complet destinul omenirii. Despre această descoperire au aflat serviciile secrete americane și numeroși reprezentanți ai Illuminati, care s-au deplasat în România pentru a mușamaliza întreaga situație. Există un plan al așa numitei oculte mondiale de diminuare a populației României. Deranjează foarte tare că aici, la gurile Dunării, e un popor de peste 20 de milioane de locuitori. În lumea științei, a adevărului, a logicii, a rațiunii, faptele contează, realitatea contează, ceea ce se întâmplă. O explicație credibilă și mai puțin universală. Pentru că ei vor să rezolve totul deodată. Adică să-ți explice tot. De ce cad guverne? De ce sunt mișcări astronomice? Erup mai știu eu ce munți? Toate se rezolvă guvernul mondial. Guvernul mondial controlează universul și atunci totul este explicat, integrat. De aici și legătura între 5G și vaccin și mai nou COVID și așa mai departe. Totul este explicat foarte coerent. Interesant este că în România mesajele antivacciniste s-au cuplat cu anumite fantome, să spunem, ale spațiului public. Faptul că dacă ne vaccinăm, cineva ne ia libertatea de decizie, faptul că ne anulează libertatea de exprimare, faptul că nu mai e ca pe vremea comunismului ca să ne vaccineze cineva cu forța. Toate mesajele acestea de tip conspiraționist încearcă să se cupleze cu ceva preexistent. Campaniile antivacciniste din România arată diferit de campaniile antivacciniste din Spania și la noi mizează pe aceste frici, pe aceste temeri, pe aceste fantome, dacă vreți, că se întoarce comunismul, că ne ia cineva cu forța, că ne ia cineva libertatea. Faptul că noi am trăit într-o cultură a suspiciunii aici în România are vreo relevanță? Cu siguranță contribuie foarte mult. Și aici trebuie să ne uităm la această dimensiune social, cultural și istorică. Deci să nu uităm că noi venim după câteva decenii trăit într-un regim totalitar, care a controlat informația într-un mod absolut brutal. Să ne gândim că tot, cum se numea, telejurnalul în perioada anilor 80 era un lung șir de fake news, practic. Dar asta era versiunea oficială, versiunea pe care ți-o livra statul. Se spunea că magazinele sunt pline, iar tu știai că sunt cozi imense. Statul îți spunea că o ducem bine și că mergem spre progres, iar tu, iar ți se închidea lumina și aveai două ore fără lumină. Asta a decredibilizat foarte multe instituții ale statului, inclusiv și televiziunea. N-au înghesuit, impresia că ne-a închis aici. Am ajuns să mă pup cu românii mei printre garduri. În halul ăsta? Cum ei au voie și eu nu am voie? Lăsați-ne ușor! Ușor! Au! Băi, opriți-vă! Opriți-vă! Ce e o fierbere cu potențial sectar de diviziune care nu corespunde cu mințeniei sapiențiale a ortodoxiei biblico-patristice așa cum e ea filtrată de 500 de ani. Aici se pescuiește în ape tulburi. E limpede că sunt oameni care încearcă să urce pe valul ăsta, așa cum au încercat și să
vectorializeze politic rezultatul de la referendumul privitor la definiția constituțională a familiei. Dacă ar fi fost cu adevărat credincioși, n-ar fi fost nici furioși, nici fără mască și nu s-ar fi comportat așa, mai ales în timpul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii. E clar că au fost și foarte mulți provocatori, am zărit acolo și persoane care agitau oamenii și care nu mai fac parte din Biserica Ortodoxă, inclusiv un fost monah. Este vorba de demnitatea noastră națională și despre libertățile și drepturile noastre care sunt acum călcate în picioare. Nu acceptăm așa ceva. O să mai citesc din titlurile care au apărut și din memele care au apărut în această perioadă. S-a vorbit, știm deja, de dictatura medicală, s-a vorbit de vrăjmașii lui Hristos. Asta este o sintagmă care face carieră zilele acestea pe rețele sociale. Progresiștii sunt puși în antiteză cu credincioșii. S-a strigat acolo în fața Catedralei Mitropolitane, se tem de puterea poporului, pentru că aici vin mulți credincioși și statul se teme. Pas cu pas ni se ia libertatea. Am mai spus deja că au fost două valuri prezise, unul a blocat Paștile, al doilea Crăciunul, sunt curați sataniști. Invectivele pot să fie de nenumărate. Cealaltă parte s-a vorbit de lingurița penală, atunci de Paști, și s-a mai cupători spus... Cupători de oase, de oaște. Cupători de primitivi, oase. Primitivi, troglodiți. Și de cei care cred că Sfânta Părtășanie ar fi un vaccin de la Dumnezeu. Asta a apărut în presa... mainstream, fiind preluate și din rețelele sociale. Ține de dorința de a crește traficul, tirajul, lucrăm în presă de atâția ani. Cum vă explică? Cel mai rău lucru acum este ca să încerci prin aceste expresitari, să încerci să inflamezi și mai mult lucrurile. Înseamnă că cineva, de o parte sau de alta, sau de ambele părți, are un interes obscur în a pune în conflict credincioșii, pe de o parte, și autoritățile statului, ceea ce nu, este o cale complet greșită. Teoria conspirației, când bănuim un interes obscur? Teoria conspirației. E un lucru care deja s-a banalizat și această teoria cu conspirație nu mai e nimic de Российское государство уже сделало, наверное, как никакое другое в мире много для того, чтобы мы не заболели, а заболев, выздоравливали. На этой неделе первую партию для прививок «Спутник Ви» отправили в гражданский оборот. Тем временем столь разрекламированная оксфордская вакцина компании AstraZeneca, похоже, споткнулась. Во всяком случае, на этой неделе официально сообщено о приостановке клинических испытаний из-за серьезных побочных эффектов. У одного из вакцинированных воспаление спинного мозга спровоцировало поперечный миелит. В общем-то, ожидаемо, поскольку вакцина изготовлена на платформе из аденовируса обезьяны, а не человека, как это у нашей вакцины. Вот и получилось, что в Оксфорде сделали скорее обезьянью вакцину. Представляю, что бы началось, если бы такое произошло в России. Западные СМИ стерли бы нас в порошок. Зато сейчас у российских карикатуристов есть твердый повод. De tot râsul, ca să spun așa, în lumea științifică. E ca și cum ne-am gândit că, de fapt, pentru că virusul gripal vine de la porci și rațe, noi, pentru că, în momentul în care facem gripă, o să ne transformăm în porci și rațe. Adică este hilar cum pot să spun așa ceva. Cum se produce acest vaccin al lui Oxford? De foarte, foarte multă vreme, Rusia a devenit unul dintre vectorii cei mai importanți de lansare a acestor spaime publice, cu caracter mai degrabă, să spunem, conservator. Adică această viziune antivaccinistă, pro-life, împotriva grupurilor și minorităților sexuale, grupurilor și minorităților rasiale și așa mai departe. O asemenea formulă care aduce aminte de începuturile darwinismului, dacă vreți, se duce la spaimele cele mai concrete ale persoanelor neinformate, puțin educate, și anume la degenerescență, la o degenerescență masivă a persoanei umane
Și asta pentru că a existat și continuă să existe această teorie a conspirației că vaccinurile sunt construite, făcute astfel încât majoritatea persoanelor să fie, să accepte controlul statului, statelor respective, prin o formă de subordonare. Începem prima revistă fake news a anului cu violențele de miercuri de la Washington. Asaltul fanaticilor lui Donald Trump asupra Capitoliului a fost consecința directă și extremă a politicii bazate pe manipulare, fals și dezinformare promovată de cel de-al 45-lea președinte al Statelor Unite. Drumul de la sloganul Make America Great Again, la ceea ce mulți numesc acum ziua cea mai neagră din istoria democrației americane, arată că și societățile dezvoltate sunt vulnerabile la minciună. Cu o săptămână în urmă, cotidianul Washington Post a publicat înregistrarea unei convorbiri telefonice în care Donald Trump, cel care se declară victima fraudării alegerilor, a făcut presiuni timp de o oră asupra secretarului de stat republican din Georgia pentru ca acesta să-i procure cele 11.780 de voturi favorabile care lipseau pentru victoria locală. Jurnaliștii de la New York Times au analizat și demontat punct cu punct falsele argumente invocate de Trump în timpul conversației telefonice, supuse între timp atenției FBI. Emisiunea care a marcat trecerea dintre ani la TVR1 dovedește că propaganda poate îmbrăca și forma aparent nevinovată a divertismentului. Conceput de Mugur Mihăescu și Radu Pietreanu, fondatori ai grupului Vacanța Mare, cărora li s-a alăturat cântărețul Dan Wittmann, programul intitulat Revelion la mine acasă a reflectat din plin cunoscuta atitudine contestatară a interpreților față de restricțiile pandemiei. Doamnelor și domnilor, din nefericire, breaking news! Nici în noaptea de anul nou nu suntem lăsați, de la Cotroceni vorbește ăla, știți voi, de anul nou. Anul 2021 va fi anul bivolului în calendarul chinezesc sau anul boului în calendarul românesc. Trebuie să fii prea bou să mai stai închis în casă. Numitorul comun al valului de critici care a urmat a fost acuzația de subminare a măsurilor de protecție anti-COVID prin luarea în derâdere a celor care le respectă. În apărarea autorilor emisiunii, publicațiile consacrate ca promotoare ale teoriilor conspirației, la care s-a adăugat deloc surprinzător site-ul propagandei pro-Kremlin Sputnik Moldova, au replicat că criticii programului sunt motivați politic și atentează la libertatea de expresie. Altfel spus, încercând să ne păstrăm umorul, a-i spune nu unui negaționist este pentru unii o formă de cenzură. Cu tremurul de 6,4 grade care a zguduit Croația în 29 decembrie, a devenit pretextul răspândirii pe rețelele de socializare a unei teorii nu doar extravagante, ci de-a dreptul iraționale. Un text postat pe Facebook, asociat fraudulos cu profilul seismologului Hârvoie Calcici, care lucrează în prezent în Australia, susține teza unui seism teribil de 10 grade Richter, resimțit în România și Sicilia, dar care a fost ținut secret. Mesajul luat în serios de o mulțime de internauți avertizează că acest cutremur ascuns opiniei publice va fi cauza unei unde seismice devastatoare care va lovi Croația. Atât pentru astăzi, până duminica viitoare, cu bine!